Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase! Ca de obicei, mă bucur nespus de mult că iarăși ne revedem și suntem din nou împreună pe acest canal de YouTube, așa cum ne stă nouă cel mai bine, doar împreună, suntem ca într-o mare familie. Vă mulțumesc că mă urmăriți și sunteți aproape de mine zi de zi. Dragilor, ne întâlnim astăzi să facem un joculeț interactiv, să cerem ghidare din partea Universului, a ființelor de lumină, în legătură cu o intenție a noastră, cu o dorință a noastră, cu o dorință a inimii noastre, să vedem ce ar trebui noi să știm, să primim ghidare pentru a o materializa. Și vom lucra cu aceste carduri, cu răspunsuri de la îngeri. Ce trebuie să faci tu în acest moment? Gândește-te la dorința pe care vrei să o manifesti în acest plan fizic, să se materializeze în viața ta, să primești ghidare pas cu pas și alege un număr de la 1 la 5 prin rezonanță, un număr cu care simți tu că rezonezi, da? Gândește-te acum la dorința ta și la un număr de la 1 la 5. Ia-ți timpul tău necesar. Poți să pui pauză la acest clip să te lași ghidat de intuiția ta. Eu în acest moment mă voi conecta la ființele de lumină și le voi cere ghidare pentru noi toți aceia care vor participa la acest joculeț interactiv. Află dacă dorința ta se va materializa sau ce ar trebui să faci. Ia să vedem ce ni se transmite. Voi purifica aceste carduri, nu le-am folosit de foarte mult timp și le voi amesteca. Eu rog pe toți îngerii, toate călăuzile divine, știute și neștiute, de lumina divină, să mă însoțească și să ne transmită nouă acele informații necesare pentru binele nostru mai înalt, în legătură cu dorința inimii noastre, ce ar trebui să știm, să facem, să auzim, să înțelegem. Și voi extrage 5 carduri, da? Voi ați ales numărul dorit de la 1 la 5. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4 și numărul 5. Avem cele 5 mesaje din partea îngerilor, ființelor de lumină, în fața noastră. Sunteți pregătiți să aflați ce vi se transmite și vom începe cu numărul 1. Pentru voi, vi se transmite să luați o nouă direcție. Posibil că ceea ce vă doriți voi nu este în acord cu voința divină. Cumva să vă schimbați planurile, poate acea dorință nu este în acord cu voința divină sau nu este spre binele tuturor, vi se transmite așa, să încercați să luați o altă direcție sau să regândiți dorința dumneavoastră, să vă repoziționați. Acea dorință, acea intenție nu este spre binele dumneavoastră mai înalt, poate v-ar dezechilibra mai târziu, chiar dacă vi se pare dumneavoastră acum că este cea mai bună, să spunem, cale pentru voi. Dar este bine întotdeauna să fim în acord cu divinitatea, cu ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, Universul de la noi, da? Ca acea dorință să fie aliniată cu misiunea vieții noastre. Vi se transmite să regândiți dorința și să vă repoziționați cumva, da? Încercați să interpretați acest mesaj așa cum îl înțelegeți dumneavoastră, cum îl percepeți dumneavoastră. Luați-vă timpul necesar să reflectați la acest mesaj, da? Pentru cei care au ales numărul 2, vi se transmite că în acest an, până la sfârșitul anului, dorința dumneavoastră se va materializa, se va manifesta. Deci aveți răbdare, fiți în continuare pozitiv, alimentați gândul dumneavoastră, fiți pe o vibrație așa înaltă și cu siguranță ceea ce ați cerut vi se dă, da? Vi se dă pentru că meritați, aveți dreptul divin pentru a primi ceea ce ați cerut dumneavoastră. Rămâneți cu brațele deschise și în curând ceea ce ați cerut dumneavoastră în timpul divin se va materializa pentru că este în conform cu voința cerului, cu voința divinității, cu planul vostru divin. Pentru cei care au ales cardul numărul 3, vi se transmite că este bine să cereți iertare pentru a vi se materializa gândul dumneavoastră. Aveți unele blocaje în legătură cu iertarea, da?
poate în legătură cu anumite persoane. Aceste blocaje în legătură cu iertare vă înfrânează în a manifesta dorința dumneavoastră, ca și cum ați avea o karmă negativă și vă ține în loc. Până nu dați iertare, până nu vă eliberați de cele bagaje emoționale, dorința dumneavoastră nu prea se manifestă în planul fizic. Încercați să vedeți dacă aveți conflicte cu persoane, cu poate diverse rude, încercați să fiți mai buni, încercați să iubiți pe toată lumea, da? Asta vi se transmite, să iertați din tot sufletul, doar atunci când sunteți liberi, vă eliberați din acele lanțuri energetice și doar atunci vă puteți manifesta acea putere de co-creator, da? Până nu faceți asta, nu o să puteți să materializați. Eu nu vreau să vă supăr, dar acesta este mesajul din partea ființelor de lumină. Ființele de lumină știu ele ce știu pentru anumite persoane și vă transmite, iertați, iubiți și veți fi eliberați. Iertarea este o cheie maestră care vindecă și ne scoate din acea energie joasă, ne eliberează de toate poverile trecutului, da? Încercați să iertați, vedeți ce resentimente poate ați lăsa voi în urmă, ceva neîncheia cu anumite persoane și vă blochează, vă ține într-o energie joasă și voi nu vă puteți alinia la acel obiectiv. Ca să materializăm, noi trebuie să ne aliniem cu scopul nostru. De exemplu, dorința este aici și noi suntem aici. Dacă suntem pe o vibrație joasă, nu iertăm, nu putem să ajungem aici ca acel ceva să se manifeste, da? Pentru cei care au ales cardul numărul 4, vi se transmite să rămâneți în continuare pozitiv, totul este în ordine, să dați energie pozitivă gândurilor voastre în ceea ce doriți voi să co-creați, să manifestați în acest plan fizic. Îngerii sunt de partea dumneavoastră, vă ajută, vă sprijină, vă trimite idei să acționați pentru a vă conecta cu acel ceva, pentru a-l primi, pentru a se manifesta. Deci, încercați să rămâneți în continuare pe o vibrație joasă. Vi se transmite acest mesaj să rămâneți pozitiv, pentru că uneori aveți tendința să clacați, da? Și parcă simțiți că nu mai are rost, parcă toate lucrurile merg în viața dumneavoastră pe dos și simțiți câteodată că acel ceva nu o să vină în viața dumneavoastră, dar totul depinde de voi. Dați-i energie pozitivă, încercați să vă creșteți vibrațiile și cu siguranță acel ceva vine pentru că este îngăduit și este în misiunea vieții dumneavoastră. Pentru cei care au ales cardul numărul 5, ia uitați ce mesaj, un da foarte frumos, da, este un da, totul se va materializa, ești pe drumul tău, pe calea ta, deschideți brațele, în curând ceea ce ai cerut tu se manifestă. Fii bucuros, mulțumitor, ai recunoștință față de univers și cu siguranță până la sfârșitul anului o să vezi că primești ceea ce îți dorești tu, pentru că totul vine atunci când nu te aștepți. Rămâi în continuare deschis, totul este în ordine, totul este aliniat cu voința divină. Cam acestea sunt mesajele, dragilor. Luați aceste mesaje așa cum considerați voi, le interpretați, așa au ieșit, așa ne-au transmis ființele de lumină și așa vi le-am transmis eu. Nu vreau să vă supăr dacă cumva a ieșit un mesaj care nu este pe placul dumneavoastră, da? Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă urez în continuare o zi cu multe oportunități, o zi magică din toate punctele de vedere. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și toate cele bune. Namaste, suflete dragi și frumoase, pe curând!